Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Xprim TV. Cu toții știm că în spatele unor spectacole de anvergură sau unor concerte se află multă muncă și investiții de proporții. În ultima vreme se vorbește din ce în ce mai des despre asigurările care susțin astfel de evenimente. Sunt produse extrem de complexe, scumpe, care transferă asupra asigurătorului riscuri sensibile ce pot afecta activitatea organizatorului. Detalii ne oferă Alex Roșca, redactor șef al publicațiilor Prim. Sigur că da, vorbim despre un tip de asigurări complexe care aduc beneficii atât organizatorilor de evenimente, dar mai ales participanților la astfel de evenimente de anvergură. Articolul complet vi-l recomand pe prim.ro, un articol extrem de elaborat și util, distracție asigurată. Putem spune distracție asigurată și la propriu și la figurat, pentru că astfel de evenimente generează parteneriate utile atât ca expunere pentru organizatorii de evenimente, dar și pentru asigurători. Pe de o parte, organizatorul își asigură și se ferește și este acoperit pentru eventualele plăți pe care ar trebui să le facă din diverse cauze imputabile lui, inclusiv anularea evenimentului, iar pe de altă parte, toți participanții care vin la asemenea evenimente au în plus sentimentul de siguranță că, indiferent ce se va întâmpla în acea zonă, o zonă asigurată, o zonă acoperită, ei vor fi despăgubiți. Mai mult decât atât, pentru asigurători reprezintă o provocare asigurarea evenimentelor de acest tip, pentru că fiecare eveniment are particularitățile lui și tocmai de aceea vorbim de produse complexe, dar totodată frumoase. Există și o componentă media pentru astfel de asigurări, asocierea brandurilor dintre un organizator de evenimente și un asigurător. Vă invit în continuare să trecem în revistă principalele titluri din domeniul asigurărilor. Primele cedate în reasigurare s-au majorat cu 10%. OmniAsig își va majora capitalul social cu 12 milioane de euro. Și hanoverii nu se așteaptă la schimbări ale ratelor de reasigurare. Să vedem acum și știrile pe larg. În primele 6 luni ale anului curent, companiile de asigurare din țara noastră au cedat prime de circa 217 milioane de euro, în creștere cu 10 puncte procentuale față de perioada ianuarie-iunie 2012, arată datele financiare ale pieței disponibile încă de săptămâna trecută pe aplicația Insurance Profile Interactiv. Astfel, ponderea primelor brute subscrise cedate în reasigurare în totalul prime brute subscrise s-a majorat cu 20,8% în iunie 2012 la circa 22% anul acesta. Compania de asigurări OmniAsig Vienna Insurance Group își va majora capitalul social cu 53,7 milioane de lei prin aport în numerar al acționarilor. Astfel, noua valoare a capitalului social va ajunge la 440,2 milioane de lei. Operațiunea va fi dezbătută în cadrul unei adunări generale a acționarilor programată pentru 8 noiembrie și va presupune emiterea unui număr de 15,33 milioane de titluri cu o valoare nominală de 3,5 lei. Mergem acum și în plan extern, unde Hannover Re, al treilea cel mai mare reasigurător din lume, estimează că, în mare parte, ratele de reasigurare nu vor înregistra schimbări în sezonul de reînnoire din 2014. CEO-ul Hannover Re ne-a explicat. Prețurile vor rămâne relativ stabile. Avem câteva situații, precum segmentul asigurării catastrofale din Germania, unde se va înregistra o creștere a ratelor anul viitor, însă pe alte segmente nu vom remarca acest lucru. Acestea au fost știrile zilei, eu vă mulțumesc pentru atenție, mâine vă revedeți cu colega mea, Camelia.